Un pic respectuos, citim cuvântul scris în Epistola 1 Corinteni, capitolul 11, pasajul cuprins în primele 16 versete. Să luăm aminte la acest cuvânt. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o potoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca o învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Am citit unul dintre cele mai nepopulare texte din Noul Testament. Când spun nepopulare, mă gândesc la diversitatea de discuție, controversă, luări de poziție, atitudini pe care acest pasaj biblic le naște. În general, atitudinile față de acest paragraf biblic și față de practica implicată în el este diversă. În unele comunități este ignorată deplin această învățătură, socotindu-se că fiecare este liber să decide pentru sine ceea ce socoate că este potrivit. Alții resping această practică, socotind-o o particularitate culturală a bisericii din Corint. Asta e problema celor din Corint, noi locuim în Sibiu sau în altă parte, prin urmare nu ne privește. O altă categorie de oameni susțin că aici apostolul vorbește doar celor care sunt căsătoriți, cei necăsătoriți, fetele, nemăritate, nefiind implicate în discuție. Pentru alții însă, practica acoperirii capului este o normă de credință cel puțin egală cu învățătura despre Sfânta Treime. Și fetele, începând de la cei mai mici, până la cele mai înaintate în vârstă, trebuie să aibă capul acoperit, baticul legat, cât se poate de strâns. Unii au mers până acolo încât spunând că se regăsește un simbol chiar și în felul în care este așezat, înodat baticul. Sigur că asemenea perspective de extremă nu sunt cu nimic mai sănătoase decât cele din spectrul opus. Alții consideră că această practică a acoperirii capului la femei, indiferent de vârstă și de stare civilă, trebuie să fie făcută oriunde, cât acasă, cât și la biserică, la locul de muncă sau pe stradă, ziua sau noaptea,
pentru că ești chemat să te rogi neîncetat și neîncetat îngerii lui Dumnezeu vighează. Iată cât de diverse sunt opiniile celor care se apleacă asupra acestui text. Spuneam la început că acest pasaj este nepopular. Poate că sunt și printre noi care ar fi spus ce bine era dacă Apostolul Pavel nu-l scria. Și cu asta problemele rămâneau limpezite, cel puțin în parte. Sigur că nu suntem noi mai înțelepți decât Duhul lui Dumnezeu, care l-a inspirat pe Apostolul să lase acest cuvânt în Scriptură, și nici nu ne trece prin minte să contestăm autoritatea acestui cuvânt care vine de la Dumnezeu și care are ceva să ne spună. Ne vom apropia de el, nu din perspectiva unei interpretări liberale și nici din perspectiva unei interpretări legaliste, ci din perspectiva, a zice, a unei interpretări echilibrate, argumentată biblic, istoric, dar și cu aplicabilitate culturală, un cuvânt care să ne aducă aproape de spiritul principiului cuprins în acest paragraf. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Aș vrea să fac o observație. Dacă în această seară, cine știe prin ce împrejurări, suntem vizitați în biserică de prietenii noștri, cunoștințe ale noastre, care poate necunoscând acest cuvânt biblic se vor simți oarecum tulburați, îi rog să primească acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu. Tulburarea aceasta are loc ca atunci când Domnul atinge în viețile noastre alte zone în care trebuie să ne îndreptăm. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cuvântul va fi împărțit în trei părți. În prima parte, ne vom uita la împrejurările, la situația de viață în care acesta cuvânt, pasaj, a fost dat. Vom răspunde la întrebarea ce s-a întâmplat oare în comunitatea bisericii din Corint că Apostolul Pavel a fost călăuzit să scrie pe această temă. Partea a doua este reprezentată de o altă întrebare, și anume întrebarea de ce cere Apostolul Pavel ca femeia creștină să se roage, să se închine lui Dumnezeu având capul acoperit și bărbatul capul descoperit. În partea a treia vom investiga câteva dintre cele mai reprezentative interpretări greșite ale acestui pasaj. Și în final, pentru comunitatea noastră, pentru Biserica Emanuel și pentru toți cei care vor să umble în spiritul acestei învățături, vom propune câteva soluții practice, concluzii. Haideți să pornim la drum. Mă bucur că am toată atenția dumneavoastră, m-aș bucura să am și toată simpatia dumneavoastră. Oricum, acest cuvânt este un cuvânt care nu ne va lăsa indiferenți. Vă rog să schimbăm microfonul și pocnetele să rămână doar la radio. Spun acest lucru, sora Cristina, pentru că era o vreme când testele de atenție se făcea prin acel pocnet. Au trecut vremurile. În primul rând, așadar, contextul de viață al bisericii din Corint și învățătura lui Pavel referitoare la acel context. Lucrurile trebuie să le luăm un pic mai privite dintr-o perspectivă mai largă. Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu să ducă Evanghelia între neamuri. Chiar această chemare era deja un lucru revoluționar. Revoluționar pentru Israel, revoluționar pentru poporul iudeu. Mântuirea se deschidea înspre națiuni. Mesajul apostolului Pavel a fost un mesaj care a provocat mentalitățile antice într-un fel în care n-au mai fost provocate până atunci. Spre exemplu, apostolul a învățat că stăpânii de sclavi și sclavii sunt frați în Hristos. Noi nu cunoaștem îndeajuns de bine mentalitatea antică referitor la relația dintre stăpâni și sclavi, ca să înțelegem șocul pe care l-a provocat această învățătură paulină. Stăpânul și sclavul sunt frați,
mănâncă din aceeași pâine la cina Domnului și beau din același pahar. O altă particularitate revoluționară a mesajului lui Pavel este că femeile creștine și bărbații creștini sunt egali în Hristos. Că și unul și altul sunt primiți de Hristos și mandatul preoției este încredințat și bărbaților și femeilor. Fiecare fiind recunoscând de Dumnezeu și având dreptul să se roage lui Dumnezeu. Mai mult, apostolul a învățat că femeile creștine pot să participe la întâlnirile creștine, adunărilor creștine, în aceleași încăperi cu bărbații. Lucru care în sinagoga iudaică era imposibil. Erau religii în vremea apostolului Pavel rezervate doar bărbaților. Cum, spre exemplu, și în mahomedanism. Astăzi, numai bărbați merg la moschee. Apostolul Pavel spune că și surorile pot să vină la închinare în casa de rugăciune. Mai mult, ele se pot ruga acolo. Se pot ruga reprezentând adunarea. Pot lucra în lucrul lui Dumnezeu cu darurile Duhului care le-au fost încredințate. Spre exemplu, prorocia. Sigur că această latură a mesajului apostolului Pavel, mesaj care venea de la Duhul Sfânt, a fost un mesaj care a adus bucurie. Numai că unii nu l-au înțeles bine și au forțat limitele. Spre exemplu, stăpânii de sclavi au zis, dacă eu și stăpânul meu suntem frați, mâine la muncă să se ducă stăpânul, eu nu mai merg. Și sub numele că sunt frați, își disprețuiau stăpânii. Cam cum fac angajații creștini care au patron creștin în vremurile noastre. Pe latura cealaltă, femeile creștine au ridicat fruntea și au zis, n-ajunge să fim alături de bărbați, vrem să fim peste ei. Asta a fost problema din Corint. O emancipare a femeii dusă la extremă, emancipare care a dus dezordine în viața de familie și în viața bisericii. Sub numele că sunt ale lui Hristos, n-au mai vrut să-și urmeze soții. N-au mai vrut să aibă relații conjugale cu ei, n-au mai vrut să stea sub autoritatea lor, că ele aparțin lui Hristos. Și dacă pe stradă, conform normelor grecești, se duceau spre adunare, având capul acoperit, era mare rușine să umbli pe stradă femeie căsătorită în societatea greco-romană, cu capul descoperit, în vremea aceea. Dar când intrau în adunare, își dădeau jos de frama și se arătau superioare bărbaților. Asta a fost problema. În această situație s-a cerut o rezolvare. Iar rezolvarea venită de la Dumnezeu, prin apostolul Pavel, a constat tocmai în acest pasaj. În vremurile noastre se întâmplă ușor diferit. Surorile vin pe stradă cu capul dezvelit și îl învelesc la biserică, spun că lucrul acesta nu e rău. Noi îl acceptăm, sigur că lăudăm exemplul celălalt al venirii de acasă cu capul acoperit, dar nu facem din acesta o normă pentru toți. Revenind acum asupra cuvântului nostru, cuvânt din această seară, teza apostolului Pavel, învățătura centrală predată în acest pasaj, este că femeile creștine, femeia în general și în mod special femeia creștină care înțelege, aude cuvântul lui Dumnezeu, este învățată să stea sub autoritatea bărbatului, a soțului în mod special, și care cunoaștere a acestui statut să aibă capul acoperit cu un văl când se roagă sau prorocește. Aceasta este învățătura. Pe partea cealaltă, bărbații au datoria să aibă capul descoperit. Atenție, vă rog, în contextul în care bărbații în iudaism, când se rugau, își acopereau capul. Asta trebuie știut. Întrebarea care se ridică acum este întrebarea, dar de ce? Până însă la întrebare, haideți să ne uităm la două versete. Versetul 4 și versetul 5. Având în vedere situația, teza lui Pavel este aceasta. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Cuvântul cap din acest pasaj
are două sensuri. Primul sens este sensul de parte anatomică, cap. Și al doilea sens este sensul metaforic, de autoritate. Precum, spre exemplu, scrie în versetul 3 că bărbatul este capul femeii. Asta nu înseamnă că partea asta în sus la femeie este bărbatul. E sens metaforic. Dumnezeu este capul lui Hristos. Sens metaforic. Versetul 4 ne spune că orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, aici nu este vorba de sens metaforic, ci cap ca parte anatomică, își necinstește capul său. Întrebarea este ce sens are acest cuvânt de aici? Și metaforic? Și partea anatomică. Se necinstește și pe sine și pe Hristos, care este autoritate peste el. Următorul verset, versetul 5, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei. Din nou, cuvântul cap, chefale în grecește, întrebarea este sens anatomic sau metaforic? Răspunsul este ambele sensuri. Pentru că nu pot înțelege cum poți să îți, versetul 6, razi sau tunde capul metaforic. Probabil că am putea găsi explicații, cam cum o soție ar putea să-și tundă soțul. Chiar literal vorbind. Trecând peste partea aceasta, apostolul Pavel adâncește cuvântul mergând spre răspunsul la întrebarea de ce? De ce femeia creștină trebuie să aibă capul acoperit când se roagă sau prorocește și invers, bărbatul creștin să aibă capul descoperit? În pasajul din cele 16 versete sunt puse în evidență cel puțin 7 răspunsuri la această întrebare. Teologii creștini observă că aici apostolul Pavel face, citez, abuz de argument. O problemă care pare mică este argumentată cu o inflație de argumente. Prea multe, se zice, pentru așa o problemă. Tocmai pentru că sunt multe, se reflectă sensibilitatea și rezistența, chiar din vremea lui Pavel, la această învățătură. Primul argument, principiul autorității bărbatului în raport cu femeie. Se începe de la versetul 3, unde cuvântul spune: vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Acest verset reflectă principiul autorității spirituale, așa cum el este statuat, așezat de Dumnezeu în univers. Hristos capul oricărui bărbat, bărbatul capul femeii, Dumnezeu capul lui Hristos. Vorbind de o ierarhie, am putea să spunem Dumnezeu, Hristos, bărbatul, soția. Atenție, vă rog, ierarhie nu în sensul importanței sau al valorii persoanelor implicate în această structură, ci ierarhie în ce privește autoritatea și responsabilitatea. Soțul are autoritate și responsabilitate. Soțul e responsabil pentru ce se întâmplă în familia sa. Pentru că i s-a dat autoritate. Eva a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și Dumnezeu l-a întrebat pe Adam, nu pe Eva. Probabil că doar aici, stimate doamne, surori de credință, convine 100% principiul autorității. Când e vorba de dat seama. Revenind la problema noastră, Biblia vorbește despre statutul de supunere pe care femeia îl are în raport cu bărbatul. Întrebarea este, de unde vine acest statut? Răspunsul Scripturii este că statutul acesta vine cel puțin din 4 sau chiar 5 rațiuni. În primul rând, datorită priorității în creație. Adam a fost făcut întâi, spune Pavel, și apoi Eva. Apoi, originea femeii.
Femeia a fost luată din bărbat, va spune Pavel, și nu bărbatul din femeie. Scopul cu care au fost așezați în creație fiecare. Femeia a fost făcută pentru bărbat și nu bărbatul pentru femeie. Dar și ordinea împăcătuire. Femeia s-a făcut întâi vinovată de călcarea poruncii, lăsându-se amăgită. Mai există o rațiune. Este consemnată în Geneza, capitolul 3, versetul 16, unde Domnul Dumnezeu a spus cuvintele. Citesc partea de la urmă. Dorințele tale, adică ale femei, se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. În scopul protejării femeii, în scopul ocrotirii ei în lupta spirituală care a început odată cu căderea în păcat, luptă a cărui scop este mântuirea, Dumnezeu o așează pe femeie sub protecția și responsabilitatea bărbatului. Nu-i face dezonoare, dimpotrivă îi dă demnitate așezându-o sub protecție. Acum, trebuie să observăm un principiu biblic. Ori de câte ori Dumnezeu instituie o anumită stare, face un anumit decret, stabilește un anumit legământ, Dumnezeu invocă simboluri care au menirea de a vorbi despre respectiva stare. Spre exemplu, în dreptul lui Cain, Dumnezeu a hotărât să nu fie omorât, să fie fugar, și a fost un semn. Cunoașteți despre pasajul acela. A fost mai târziu făcut legământul cu Noe. Urma ca pe pământ să vină ploaie, lucru care înainte de potop nu se întâmpla. Și după ce acest lucru se întâmplă, Dumnezeu îi spune lui Noe să nu se sperie când va vedea că vine ploaie. Pentru că Dumnezeu a hotărât să nu mai aducă niciodată pe pământ potop. Care era semnul care vorbea despre decretul divin? Curcubeul. Ulterior, Dumnezeu a angajat cu poporul Israel un legământ, legământ pe care l-a început cu Moise, cu Avram, și apoi l-a continuat cu poporul Israel după Moise și următoarele generații. Acest legământ avea și el un simbol, tăierea împrejur. Aceia care participau, subscriau legământului, trebuiau să fie tăiați împrejur. Exemplele pot continua. Spre exemplu, legământul cel nou, făcut în Domnul nostru Iisus, are și el cel puțin un simbol, dacă nu două. Botezul în apă și cina Domnului. Acum se ridică o întrebare. Când vorbim de decretele divine, avem datoria să respectăm doar cerința divină sau să păstrăm și simbolul care vorbește despre cerința divină? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat sau ce era să îi se întâmple lui Moise din cauza faptului că a neglijat simbolul. Dumnezeu îl cheamă să fie izbăvitor pentru Israel, se pornește împreună cu soția și cei doi copilași spre Egipt ca să fie liberator pentru Israel și pe drum îl întâlnește îngerul Domnului care într-o noapte a vrut să-l omoare. Din ce pricină? Nu-și tăiase împrejurul copiii. Nevastă-sa știa de această neurânduială și în regim de urgență a făcut o tăiere împrejur radicală. Citiți acolo ce s-a întâmplat. Acest pasaj reflectă că în ochii lui Dumnezeu Moise, frații mei, nu era un parvenit. Moise nu era un om care singur își lua cinstea de a fi eliberator. Dumnezeu îi vorbise, Dumnezeu îl implicase în minuni. Dumnezeu îi făcuse trimiterea. Și cu toate acestea Dumnezeu vrea să-l ucidă. Pentru că el n-are nevoie de servitori care neglijează părți ale cuvântului său. Acest lucru este foarte sensibil. Revenind, vorbim despre cina Domnului, care reflectă împărtășirea noastră spirituală cu Hristos Domnul, din care luăm viață. Întreb, la cina Domnului este important doar să ne împărtășim spiritual cu Domnul sau trebuie să luăm și elementele?
pâinea și rodovițe, fizic vorbind. Și simbolul? Nu vom face cum au făcut unii care au luat cina Domnului prin internet. Nu știu cum poate să fie treaba asta, dar fiecare a fost cu treaba lui. Unde este argumentul lui Pavel atunci? Argumentul este următorul. Dumnezeu a decretat ca femeia să stea sub autoritatea soțului. Și ca simbol care să vorbească peste viacuri despre acest statut, Dumnezeu a așezat ca femeia creștină să aibă capul acoperit când se roagă, când prorocește. Prin urmare, și Ioan Gură de Aur spunea acest lucru, prin urmare, femeia creștină va recunoaște statutul pe care îl ocupă înaintea lui Dumnezeu și în relația cu bărbatul, extinzând principiul, în relația din comunitate femei-bărbați, va recunoaște statutul pe care îl are și va fi protejat în contextul, în cadrul acestui statut, acoperindu-și capul. Lucrul acesta este evident, surori și frați. Acesta este primul și a zice cel mai important argument. Făcând altfel, în versetul 6, apostolul Pavel spune, dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă, să se învelească. Să ne uităm la versetul 6 și să punem o întrebare grea. Din 1 Corinteni 11, regia. Versetul acesta spune așa. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. De ce oare e rușine sau era rușine? Că acum nu e chiar așa de mare rușine. Nu, uneori e la modă. Să fie exact invers. Bărbați cu plete și femei tunse. Și în antichitate erau femei tunse. Numai că femeile tunse băiețește în antichitate, chiar prin faptul că își făceau tunsoare scurte sau chiar rase, spuneau că sunt lesbienge. Sunt texte grecești care confirmă ce vă spun, în spațiul extra-biblic. Iar părul lung la bărbați era un simbol al homosexualismului. Și asta este probată științific din texte grecești extra-biblice. Asta doar în paranteză. De ce era atunci rușine? Am citit și am auzit opinii care susțin că acolo în Corint niște surori de credință înainte să se pocăiască, erau preotese la templul zeiței Vesta sau Afrodita și acolo femeile alea se tundeau chiliug în semn de recunoaștere pentru cei care voiau să participe la prostituție sacră și acum asigur că încreștinându-se trebuiau să poarte capul acoperit până le crește părul. Și după ce le crește părul, dau jos baticul și acoperitul este părul lung. O interpretare ciudată. E foarte frumoasă, dar o singură problemă. Nu există nicio evidență istorică, evidență care să confirme că preotesele vestale se tundeau chel. Nu există. Altceva ne spune istoria. Spre exemplu, un gânditor sau un filozof și un poet latin, Tacitus, spune așa. La greci și la romani, obicei. Dacă o soție își înșela bărbatul, călca într-un cuvânt, era prins în adulter, când bărbatul o alunga de acasă, o tundea chel și dezbrăcat în pielea goală era scoasă în stradă să se ducă la maică, să la taică-su și a înșelat soțul. Asta era. Apoi Aristofan vorbește despre un alt obicei grecesc. Dacă, spre exemplu, o mamă, că mamele erau lăsate în casă să îngrijească de casă și să crească copiii. Bărbații se duceau la război și cine știe în câte direcții nu mergeau. Multe responsabilități era pe femeie în vremea aceea. Dacă în mandatul ei de mamă, femeia eșua, copiii crescând și făcându-i rușine, în sat, pe stradă, în cetate, atunci obiceiul era ca această femeie să fie tunsă chel. Și prin faptul că e tunsă chel, să-i fie rușine că nu a fost mamă bună și nu și-au crescut copiii cum se cade. Deci, rușinea care deriva din tunsul capului
N-avea nicio legătură cu preotesele vestale, ci avea de a face cu fidelitatea față de soț și statutul de mamă. Păi când apostolul spune că dacă nu vrea să se învelească, atunci să se tundă, el arată neascultarea aceasta și subliniază această infidelitate, nesupunere față de soț, ca sâmburele care va duce la infidelitate și la eșecul în statut de mamă. Să fie limpede. Când mama, soția, nu recunoaște autoritatea soțului, mai devreme sau mai târziu familia suferă separându-se și copiii au razna. Asta se întâmplă în practică. Revenind acum, mergând spre celelalte argumente, aici nu va trebui să zăbovim foarte mult, următorul argument spus de Pavel, deci după principiul autorității, semnificația creierii bărbatului și a femeii și a femeii. Bărbatul este slava lui Dumnezeu, spune Pavel, femeia este slava bărbatului, versetul 7. Argumentul 3. Prioritatea ordinii în creație. Bărbatul a fost luat din femeie, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, versetul 8. Relația de scop dintre bărbat și femeie, versetul 9. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Argumentul 5. Versetul 10. Din pricina îngerilor. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Acest al cincilea argument aduce în discuție existența unor ființe spirituale, îngeri, îngeri care sunt angajați în relațiile cu biserica și cu familia. Din pricina lor, spune apostolul Pavel, femeia trebuie să aibă capul acoperit. Acum aici este o problemă. Problema constă în faptul că în textul grecesc lipsește expresia asta, un semn. Textul grecesc ar putea fi așa, luat, tradus literal. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap stăpânire sau autoritate. Așa este textul grecesc. Văzut într-un context mai larg, pasajul biblic este tradus foarte corect aici, spre exemplu, Living Bible, n-am tradus eu Living Bible și nici Cornilescu. Este traducerea americană, traducere care reflectă spiritualitatea a o parte dintre credincioșii americani. În Living Bible scrie așa. Așadar, o femeie trebuie să poarte o învelitoare pe cap ca semn că este sub autoritatea bărbatului. Așa se traduce. Acum e traducere din traducere. Lucrurile stau în felul următor. Va întreba cineva, dar cine sunt îngerii? Spre exemplu, am citit într-un comentariu scris de fratele Beni Fărăgău, față de care le moalease considerație, dar la interpretarea aceasta e o problemă. Dânsul spune așa. Femeia, din pricina demonilor, trebuie să-și acopere bărbatul, că e vulnerabil în lupta cu satana. Și acum ea trebuie să stea în spate și să-l protejeze de demon. Orice altceva, numai să nu își acopere capul. Numai să nu stea sub autoritatea soțului. Ea-i făcut aici protector. Lucrez la un studiu mai amplu, care va fi publicat cu ajutorul Domnului nu știu când, vom vedea, în care se face o analiză aprofundată a acestei interpretări. Textul ne spune următorul lucru. Femeia creștină se mișcă, de altfel ca orice altă femeie, creștină sau necreștină, și în sferele spirituale, unde sunt îngeri și demoni. Din cauza îngerilor chemați de Dumnezeu să vegheze peste ordinea creației, să protejeze pe cei temători de Dumnezeu, din pricina acestor îngeri care asistă la închinare și se bucură de priveliștea bisericii, din cauza lor, când te rogi, acoperă-ți capul. Nu știu, nu mi s-a revelat care sunt implicațiile neascultării. Nu știu. Dar fiți siguri, sigure că sunt. Argumentul următor este argumentul bunului simț. De această dată este un argument pur cultural. Zice Pavel,
judecați voi singuri. Versetul 13. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Care-i răspunsul? Nu. Argumentul avea forță în contextul culturii lor, pentru că luată din perspectiva culturii noastre, oamenii răspundă nicio rușine. Care-i problema? Următorul verset. Nu vă învață chiar și firea, adică nu vă învață chiar și natura voastră firească. Nu vă învață chiar și cultura sau, am zice, bunul simț. Că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Uite că în spațiu românesc, în secolul 21, în cultura românească secolul 21, nu mai e o problemă. Nu-i chiar așa de rușinos ca în antichitate. De asta spun aici, da, e un argument cultural care funcționează sau are greutatea lui specifică în contextul în care cultura este formată de Scriptură și cu adevărat așa se crede. În Rusia, spre exemplu, probabil că funcționează. Sau în Orient. În România, în spațiu occidental, tot mai puțin acest argument. Dar el este așezat în Scriptură și trebuie să-l înțelegem. Argumentul numărul 7 ține de versetul 16, în care Apostolul Pavel face o trimitere la o înțelegere largă a principiului acoperirii capului în toate bisericile lui Dumnezeu. Acum, după ce am văzut această argumentație, cu îngăduința dumneavoastră, vom merge spre partea a treia a cuvântului nostru. Interpretări greșite ale acestui pasaj biblic. Vom nota 5 interpretări greșite. Din spectrul liberal și din spectrul legalist. Prima interpretare la care facem referință este că Apostolul Pavel, în acest pasaj, ar avea în vedere aici purtarea de văl doar de către femeile căsătorite, cele necăsătorite fiind în afara discuției. În practică, acest lucru ar transforma acoperirea capului într-un simbol al căsătoriei, un fel de verighetă. Pe la țară, în mediile populare românești, această idee încă există. Când femeia se mărită, își acoperă capul. Câtă vreme a fost nemăritată, se ducea cu codițele. Nu? Această tradiție vine încă din spațiul iudaic, la evrei. La evrei acesta era obiceiul. Cercetătorii observă acest lucru și nu trebuie să mai facem atâta trimitere bibliografică la tot felul de surse, că nu e important. Dar ăsta era obiceiul. Venind pe această linie, se susține cele măritate să aibă capul acoperit la biserică, cele nemăritate sunt libere să aibă capul descoperit. Întrebarea noastră este, așa ne învață Apostolul Pavel? Este oare învățătura cuvântului în această formă? Putem să investigăm această interpretare. Din start consider că Apostolul Pavel aici se referă la toate femeile din biserică, indiferent de statutul lor civil. Următoarele argumente în sprijinul gândului pe care îl susțin. În primul rând, căsătoria nu este menționată în pasaj, deci nu-i vorba de căsătorie aici. În al doilea rând, pasajul 1 Corinteni 11, de la 1 la 16, scoate în evidență deosebirile care sunt între bărbați și femei în cadrul rânduielii dumnezeiești. Argumentul al treilea, principiile din pasajul acesta sugerează că bărbații în general sunt reprezintă capul femeilor în general. Și mai e ceva. Vă rog să ne uităm la versetul 4. Foarte important versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul. Citim orice bărbat însurat. Când zice orice bărbat, sunt prinși și feciorii? Sau numai soții? Orice bărbat se referă la genul masculin, nu la clasă în genul masculin. Versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie. Păi dacă orice bărbat din versul 4 se referă la genul masculin, înseamnă că orice femeie din versetul 5 se referă la genul feminin. Nu la clasă în genul feminin. Tertulian observa încă de prin 220 această nuanță a textului și o argumenta cu nuanțe de text grecesc. Nu unii sunt accesibile, în vremea aia era limba lor maternă, ea vorbeau și predicau.
Cuvântul Domnului, în locul acesta, ne învață că este vorba de orice femeie ca gen feminin, nu clasă în gen. Cineva ar putea să obiecteze spunând, da, dar nu ne aducem noi aminte ce scrie Apostolul Pavel, că despre fecioare n-am nicio poruncă de la Domnul. 1 Corinteni 7, versetul 25. Că despre fecioare n-am nicio poruncă de la Domnul. Versetul acesta e luat și mutat în alt context. Păi în ce context spune Pavel că pentru fecioare n-are niciun cuvânt? Înseamnă că fetele fecioare n-au nicio poruncă de la Domnul și de aici încolo pot trăi cum vor, că nu calcă nimic? Nici de cum! În 1 Corinteni 7, Pavel vorbește despre relația dintre bărbat și femeie în cadrul familiei. Acolo le spune cum să se abțină de la relații intime când postesc, cum să fie, după ce principii, guvernată viața conjugală. Acolo se vorbește despre divorț, se vorbește despre recăsătorie, acolo se vorbește de problema familiilor mixte, unul creștin, unul necreștin, de relațiile din sânul unei asemenea familii. Despre asta se vorbește. Și deodată, în contextul relațiilor din sânul familiei, spune, pentru fete n-am nimic de spus la acest subiect. Era logic. Ce să le spune? Să nu divorțeze? Păi dar nu-s măritate. Ce să le spune? Să postească atunci când postează să n-aibă relații intime? Păi dar nu-s măritate. Așa trebuie înțeles textul, n-am nicio poruncă pentru el. Nu că Dumnezeu fetelor n-are nimic să le spună, absolut nimic. Pentru că de altfel și fetele sunt cuprinse în voia Domnului și li se cere să asculte de cuvântul Domnului nostru. Amin. Ca să trecem repede peste asta, femeia din acest pasaj este căsătorită sau necăsătorită. Orice femeie. Și ca să facem o aplicație adaptată bisericii noastre, a spune așa, prin orice femeie, înțelegem orice femeie adultă, căsătorită sau necăsătorită, botezată, care participă activ la rugăciune sau prin prorocie la închinarea bisericii. Nu sunt cuprinse aici fetele mici, copilași și copiii ăștia micuți, dar în schimb, cineva a ajuns la vârsta în care începe să facă o slujbă în biserică. Copiii la școală duminicală, spre exemplu, vin să facă un program, învățăm pe învățătorii de școală duminicală să respecte acest principiu, pentru că aici vorbim de educație și de creștere în învățătura lui Dumnezeu și în această secvență. A doua interpretare. Învelitoarea nu este ceva artificial de tip batic, pălărie, văl, șal, nu, ci părul capului. Ați auzit această interpretare? Că de fapt aici Apostolul Pavel învață așa. Femeia creștină trebuie să poarte păr lung și bărbatul să se tundă rezonabil. Nu zic ca mine. Nu știu dacă se tunzi rezonabil. Ar trebui să mai merg la friză, nu? Mulțumesc frumos. Deci, așa este interpretat textul. Prin urmare, femeia care poartă păr lung, el a omor lăsat în jos, respectă textul și altfel mai mult nu trebuie făcut. Oare aceasta să fie înțelegerea corectă a textului paulin? Frații mei, în continuare voi scoate de evidență niște întrebări care ne vor rămâna spre concluzia corectă. Dacă părul este învelitoarea capului despre care vorbește Pavel, atunci toate versetele astea sunt în plus. O discuție degeaba. Concluzia aceasta o fundamentăm pe următoarele argumente. Dacă părul, atenție vă rog, dacă părul este învelitoarea și femeia are responsabilitatea să se învelească, deci îi se cere să se învelească și părul este învelitoarea, înseamnă că nicio femeie în mod natural nu are păr, ci trebuie să decide ea dacă are păr sau nu. Mi se pare logic? Curat murdar, ca să cităm pe unul din clasicii noștri. 2. Dacă părul este învelitoarea, cerința lui Pavel ca femeia să se învelească la închinare este absolut irațională, de vreme ce fiecare femeie are păr pe cap. Este ca și cum mi-aș cere mie să am două picioare, dar numai când mă rog să am două picioare. În rest, este lipsit de logică
să tragi concluzia că acoperitoare este părul capului. Sigur că această interpretare a plecat de la versetul 15, pe care vă rog să-l lăsați afișat în timp ce dezbatem acest argument. 3. Dacă părul este învelitoarea, atunci de ce Pavel cere femeilor să se învelească? Care femeie fără păr? Ca să-i se spună învelește-te. În plus, versetul 5 spune, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Păi dacă părul este învelitoarea capului, atunci de ce îi spune, nu vrei să te învelești, tunde-te? Păi dacă n-ai păr, atunci să n-ai păr, așa? Este iarăși ciudat. În plus, terminologia grecească a textului din versetul 15 ne arată că a înveli nu e același cuvânt cu cuvântul păr. Cuvântul păr lung, păr lung, este grecescul come, de unde la țară era cuvântul coamă. Nu coamă de cal, ci coamă așa, păr mare la băieți. Deci ai coamă, adică păr mare. Din grecescul comei. Păr lung la femeie. Da? Un frate zâmbește aici, mai și știu de ce zâmbește. Odată cu trecerea timpului ne luminăm. Da? O altă considerație. Dacă părul capului este învelitoarea necesară pe capul femeii în cadrul închinării publice, atunci această concluzie ar distruge întreaga construcție paulină din acest pasaj, cele 16 versete fiind scrise degeaba. În plus, în text ar apărea niște tensiuni grozave care ar stârni râsul oricui se uită cu atenție la text. Se spune aici, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit. Acoperit cu ce? Dacă la femeie cap acoperit înseamnă păr, la bărbat, ce înseamnă cap acoperit? Cu păr. Și atunci am zice, orice bărbat, puneți rog-vă versetul 4, orice bărbat care se roagă cu păr pe cap. Frații mei, dar care bărbat e fără păr? Atunci ar trebui să mergem până la capăt cu interpretarea spunând că femeile trebuie să poarte părul lung și bărbații să se tungă chiliug. Dar chiliug doar când se roagă, în rest por purta perucă. Ce ciudat! Și invers, femeile să aibă la biserică capul acoperit și în rest pe stradă când nu se roagă. Și ajungem până la urmă la peruca în perioada modernă. Frații mei, toate aceste concluzii se desprind în mod logic din text, dacă așa vrem să-l privim. Ce ne spune nouă versetul 15 este că pentru femeie părul este podoabă, pentru că i-a fost dat ca învelitoare a capului. Ioan Gură de Aur interpretează acest verset foarte frumos. El spune așa, părul lung i-a fost dat femeii ca să ceară învelitoare. Așa interpretează. Și în spiritul interpretării sale se vede pasajul în spațiul părinților bisericești și în spațiul oriental și occidental, subliniez și occidental, la cei mai reprezentativi autori. Da, asupra acestui aspect revenim. Interpretarea a treia. 1 Corinteni, deci pasajul nostru, nu are relevanță pentru noi, ci este o problemă specific culturală Corintului. Asta este a treia interpretare greșită. Revin asupra celor spuse, că acolo erau preotesele care se tundeau chel și în sfârșit cu toată povestea din spate. Fraților, după învățătura pe care o desprindem și de la Pavel, dar din contextul mai larg a societății greco-romane, în spațiul antic, deci în antichitate, în spațiul greco-roman, femeile pe stradă umblau cu capul acoperit. Iau doar câteva citate. Spre exemplu, Plutarh, spre sfârșitul secolului 1, vorbește despre obiceiul roman, citez, se obișnuiește ca femeile să-și facă apariția în public cu capul acoperit, iar bărbații cu capul mai mult descoperit.
Ioachim Eremias intră în detalii arătând cum o femeie, cum era îmbrăcată, o englezoaică, Morna Hooker, care de altfel e liberală în gândire, vine și arată cum în vremea respectivă evrei, greci, romani se îmbrăcau decent pe uliță. Păi nu-i problema, adică nu a fost Corintu atât de dezmățat încât în dezmățul lor să trebuiască să spună Pavel, ceva aici se întâmplă dezastruos și biserica trebuie să se recomande printr-o particularitate chiar în vestimentație. Nu. Mai mult decât atât, tradiția bisericească, timpurie, reflectă practica larg răspândită că în adunări se purta capul acoperit. Am făcut o investigație amplă, începând de la primii părinți scriitori bisericești, continuând apoi spre apologeți, părinții bisericii, continuând la reformatori și până în zilele noastre. Frații mei, câteva nume doar. Ireneu, Clement Alexandrin, Tertulian, Origen, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur. Numai din primele 4 secole, părinți reprezentativi care la unison spun că așa trebuie înțeles pasajul lui Pavel. Femeia creștină să aibă capul acoperit ca semn că recunoaște autoritatea bărbatului ei. Aveam o greutate. Citind, am ajuns la o discuție cu un profesor, un distins profesor, nu se spun numele acum, în spațiu ortodox, care îmi spunea așa: domnul pastor, problema este că în catacombele romane femeile creștine apar în gravuri cu capul descoperit. Asta reflectă că în Roma acelor vremuri femeile creștine nu purtau capul acoperit la biserică. De unde apoi relaxarea în spațiu occidental legat de acoperirea capului. A zis, într-o zi ajung în Roma, acolo un bun prieten îmi spune, Nelu, ai vreo dorință? La care spun, nu știu ce planuri ai făcut, dar eu trebuie să ajung în catacombe neapărat. I-am spus care este tema, am intrat acolo, sigur nu ai acces în toate spațiile, dar până la urmă cu niște rugăminți pentru cei care erau în zona aceea, am putut să observăm niște gravuri. Și așa este. În toate gravurile în care apar femei creștine, nu vă închipuiți că sunt tablouri ca lui Da Vinci, niște scrieturi pe pereți. Dar îți dai seama dacă e văl sau păr. Însă un detaliu mi-a sărit în atenție. În toate, fără excepție, în toate gravurile, desenele acelea, apare motivul potirul și spicele de grâu. Cina Domnului, adică. Deci femeia e cu capul descoperit la cina Domnului, în respectivele gravuri. Ce să fie asta? Citește. Acum așa, ceva din ce se întâmplă în bibliotecă. Un scriitor, neamț, Hans Kozelman, scrie un text care i-a prins becul, cum se spune, în popor. Zice el așa: la romani, obiceiul de doliu însemna ca femeia să-și descopere capul. Obicei de doliu. Păi în Bihor, în satul mare și în Zalău și azi, ăsta e obicei de doliu la țară, când moare soțul tânăr sau un băiat mare, femeia rămasă văduvă sau mama necăjită își dă jos baticul, își despletește părul și prin sat merge țipând. Doliu. Asta vine de la romani. De data totul se leagă. Păi autorul, pictorul creștin, zugrăvește durerea din inima femeii creștine, care uitându-se la masa Domnului în centru care este Hristos crucificat, o doare și în doliu. Este un limbaj artistic, nu o reflectare a practicii biserici. Că altfel s-ar contrazice cu Tertulian, s-ar contrazice cu Ioan Gură de Aur, s-ar contrazice cu toată tradiția bisericească din spațiul acela contemporană a celor gravuri. Și cu asta s-a limpezit cum e cu cultura. O vorbă despre cultură, o observație de tip personal.
Din tot ce s-a scris pe acest text până în 1950, marea majoritate, peste 90% dintre autori, interpretează conservator, surori și frați. După 1950, rândul celor care susțin interpretarea conservatoare se subțiază, ajungând ca în ultimii 15 ani, 10% să mai susțină conservator și 90% din studii tot felul de ciudățenii. Această degringoladă se suprapune cu mișcarea feministă. Încă o observație. Mai mult de 70% din studiile pe subiect sunt scrise de femei. Pe care ne putem da seama din ce izvor s-a dat. Frații mei, mie mi se pare că revolta pe care o trăiește creștinul contemporan, creștina contemporană când aude acest subiect, se hrănește din mentalitățile contemporane, din chipul viacului contemporan, chip al viacului format de mentalități feministe și nu de învățătura curată a cuvântului lui Dumnezeu. Așa că să avem mare grijă cine ne formează mentalitățile și cum. Că acestea nu rămân fără consecințe. Ce să mai spun legat de obiceiul cultural? Spre exemplu, la evrei, dacă femeia măritată ieșea în stradă cu capul descoperit, după Hillel putea să divorțeze bărbatul de ea. Ajungea, nici mai trebuie. O ieșit descoperită în stradă, gata, poți divorța, spunea Hillel. Nu spun eu asta. Asta nu, e nici Scriptura. A patra interpretare este interpretarea, încerc să mă încadrez în timp, mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Multe biserici, se spune, multe biserici din vest și de pentecostale, din România sau așa, nu cred că femeia trebuie să-și poarte capul acoperit. Oare Dumnezeu nu lucrează și acolo? Oare Dumnezeu nu mântuiește și din bisericile acelea? Chiar nimeni nu o să fie mântuit, chiar în batic stă capul. Uite ce învățături frumoase, uite ce frumos, uite și dar de prorocie are. Care-i problema? Înseamnă că Dumnezeu acceptă și așa. Frații mei, de când facem învățătura creștină descrind comportamentul oamenilor? Învățătura se dă pe temeiul Scripturii, nu pe studiul maselor, ci pe Scriptură. Iar dacă luăm pe acest argument, uite că a prorocit și înseamnă că Dumnezeu, îi bine să fii și ca aia de vreme ce Dumnezeu a lucrat prin ea. Haideți să ducem un argument de extremă. Vă întreb, măgărița lui Balaam o prorocit? Deci bine să fii și măgărițe. Iertați-mi îndrăzneala și afrontul pe care îl aduc la această idee. Dar așa mi se pare. Dacă și Caiafa odată o prorocit, înseamnă că și Caiafa e bine să fii. Frații mei dragi, să nu ne lăsăm impresionați de aceste abateri de la voia lui Dumnezeu, pentru că luată din altă perspectivă, în bisericile americane, englezești, canadiene, australiene, în urmă cu 30 de ani, femeile creștine aveau capul acoperit la biserică. Doar așa, pentru cei mai tineri dintre noi, mergeți pe internet și căutați imaginea cu asasinarea lui Kennedy. Uitați-vă la femeile de pe margine. El a mers cu mașina printre oameni. Uitați-vă la oamenii de pe margine să vedeți că femeile în cea mai mare parte aveau capul acoperit și în public. Deci, ceva s-a întâmplat în acele societăți, ceva ce începe să se întâmple în România noastră. Pe fratele Giuseppe, pastor sicilian, care ne vizitează așa, vorbește foarte frumos, îl cunoașteți. Într-o conversație avută cu el, efectiv, în spiritul lui sicilian, a râs de noi, adică de mine. A spus, ce aveți voi la biserică, e ciudat. Am aflat cu uimire că în Italia sunt cam 350-400 de mii de penticostali italieni. Cine zice că biserica din România, cea mai mare din Europa, poate ar trebui să mai gândească. Uitându-mă la aceste comunități și la felul în care înțeleg ei acoperirea capului, am rămas uluit. Italieni. Din Occident. Vă rog, în timp ce eu vorbesc, poate să meargă acea imagine video, de pe YouTube, prima care mi-a sărit în ochi.
Puteți să alegeți și altele dacă doriți. O să vedeți de la o închinare a unei biserici din Italia. Uitați cum e îmbrăcat corul bisericii, ce baticuri au. Foarte frumos, nu? Deci sunetul se aude de la mine. Imaginea doar de aici. Da? În timp ce eu vorbesc, dumneavoastră vă puteți uita. Frații mei, Evlavia, această înțelegere a cuvântului că femeia trebuie să aibă capul acoperit, nu-i pur românească, orientală. Iată un exemplu. Așa-s frații penticostali italieni. N-ar sta bine și corului nostru? Ajută-i, Doamne, zice fratele Iosif. Poate trebuie să-i ajutăm și noi, frate Iosif, cu niște donații consistente. De unde să găsești baticuri din astea? Încheiem paranteza. Mai există o interpretare. Femeia trebuie să aibă tot timpul capul acoperit. Ați auzit de această interpretare? Două argumente. Rugați-vă neîncetat. Și dacă neîncetată să te rogi, când mai e vreme să dai jos acoperitoare? Și îngerii lui Dumnezeu ce numai la biserică? Din pricina îngerilor pe tot loc. Deci două argumente pentru aceasta. Întrebarea este, e pertinentă argumentația? Frații mei, dacă cineva dorește să facă așa, Domnul să fie slăvit, nu ne opunem. Dar nu este textul obligat, textul biblic nu învață această poruncă. Că dacă așa este, neîncetat femeia trebuie să aibă capul acoperit pentru că neîncetat trebuie să se roage, stimați bărbați, luați-vă gândul că vreodată va trebui să mai purtați pălărie, vara, pe soare, sau căciul în cap iarna, că-i frig. Că și noi trebuie să ne rugăm neîncetat. Și când nu mai e vreme să pui pălăria? Drepte? Pavel spune lămurit, când se roagă femeia, orice bărbat care se roagă sau prorocește, orice femeie care se roagă sau prorocește, și textul grecesc nu este orice femeie credincioasă, ci orice femeie când se roagă. Acel verb e acolo o legătură, un participiu care așa trebuie tradus, în timp ce se roagă. Nu care se roagă, în timp ce se roagă. Vă rog, stimați coriști, admirați. Și apoi vă rog să vă uitați și în oglindă. Haideți să ne îndreptăm spre concluzii. Prima concluzie. Femeia creștină, indiferent de starea civilă, este datoare să fie cu capul acoperit în cadrul rugăciunii, a manifestărilor darului Duhului, indiferent de locul în care se roagă. 2. Considerăm că și principiul supunerii față de bărbat, față de soț, precum și simbolul acestui principiu, adică acoperirea capului, este o poruncă de la Dumnezeu. 3. Considerăm că acest pasaj biblic nu impune ca femeia creștină să aibă tot timpul capul acoperit sau bărbatul tot timpul capul descoperit, ci doar în contextul activității de rugăciune. Câteva aspecte specifice legate de Biserica Emanuel. În Biserica Emanuel mărturisim autoritatea acestui cuvânt și datoria de a-l păzi cu sfințenie. Teoretic, acest lucru este păzit. Nu știu dacă dintre membrii bisericii în seara aceasta este cineva care să n-aibă măcar o agrafă pe cap. Da, măcar o agrafă. Ceva se întâmplă. Cuvântul acesta, într-o formă sau alta, este păzit. O discuție dintre niște copii de 15-16 ani, era cam de un deget cu orluța, zice, am ceva, ceva am. Așa e, minte puțin. Iertați-mi ironie. Frații mei, observ printre noi însă niște practici care contrazice crezul. Această relaxare
aduceți-vă aminte de cuvintele noastre de la biserică, de altă dată, baticul cu trei colți, nu știu ce. O relaxare. În ce în ce se strânge tot mai mult, tot mai mult, până când se va evapora. Dar acest lucru nu se va întâmpla în Biserica Emanuel. Pentru că noi vrem să păzim cuvântul lui Dumnezeu între noi. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Unele femei căsătorite bag de seamă, îndrăznesc să vină la adunare cu capul descoperit. De aici se vede. Aș vrea să fac o observație. Acum ne adresăm membrilor Bisericii Emanuel. Dacă cineva ne vizitează și aude aceste cuvinte, vă rog cu tot respectul să nu vă simțiți ofensați. Vorbim cu membrii Bisericii Emanuel. Unele fete nu vin cu capul acoperit. Stimate domnișoare, vă rog să aveți grijă de relația voastră cu Dumnezeu. Dar așa am trăit noi fiind vorba și de reputația voastră între băieți. Ascultați? Să aveți grijă și de asta. Apoi, un compromis ciudat. Aș cere membrilor adunării noastre să facă un exercițiu de imaginație. Intrați, vă rog, în adunarea noastră cu ochii omului care ne vizitează pentru prima dată. Un om din afara adunării care nu cunoaște obiceiurile și rânduielile noastre. Ce credeți că îi oferă spectacolul unor cordeluțe de toate culorile, bentițe de toate culorile puse? Nu este nici estetic, nu este nici duhovnicesc, nu este nici la modă, nu e nici cum, stimate fete. E un compromis de prost gust între a avea capul acoperit și a fi cu capul descoperit. Din partea unui bărbat care a stat de vorbă cu alții care ne-au vizitat biserica. Ați auzit? Un compromis de prost gust între a avea capul acoperit și a avea capul descoperit. Faceți orice altceva, dar nu acest compromis de prost gust. Că nu vă onorează. Dumneavoastră v-ați învățat. Exact ca... Na, nu vreau să spun ce nu trebuie spus. Din altă perspectivă, observ o tendință interesantă în Biserica Emanuel, pornită din zona unor surori de credință, nu fără școală. O tendință de a se acoperi cu adevărat. Uitați-vă în jur. Nu ne stă bine să dăm nume. Dar unele fete au început să se îmbrace ca în Italia. Soții, femei educate, doamne. Este și estetic, este și elegant. E frumos. Sigur, stimate surori în vârstă, nu o să ceară nimeni schimbări. Putem să rămânem pe linia tradițională românească, nu niciun fel de problemă. Dar sugerez celor mai tinere să împletească eleganța cu ascultarea, feminitatea cu supunerea. Nu compromis de prost gust între a fi și a nu fi. Ați înțeles? Avem variante, un șal, un voal, un batic în trei colțuri, dacă doriți legat în față, nu vă oprește nimeni. Dar pot fi găsite, fraților, surorilor dragi, soluții înțelepte care se reflecte inima temătoare de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Nu trebuie să trecem fără să observăm o inconsecvență între ce spunem și facem duminica și între ce se întâmplă la tineret lunea sau la repetiții, poate cor sau alte grupuri sau la studiu, la cateheză. Sau... Rânduiala Domnului este pentru toate întâlnirile și vă îndemn să veghem asupra ei. Amin. Vă mulțumesc că n-ați plecat. Vă voi mulțumi dacă veți duce cu dumneavoastră în inimă cuvântul. Amin. Știu că s-au născut multe întrebări,
Dar voi încheia cum a zis Pavel. Dacă cineva iubește ce arăta de vorbe, noi nu avem un asemenea obicei. Pe subiectul ăsta, fără discuții. Cu Domnul înainte și în ascultare de voia sa. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului cu toții.